Stația CFR Galați a devenit scena unei piese de teatru pentru copii. Circa 200 de elevi de la școlile din municipiu au participat la evenimentul organizat de Secția Regională de Poliție Transportului Special pentru Ziua Copilului. În timpul piesei, Asicius cel Năzdrăvan, un hoț a pătruns în scenariu și a furat din recuzită. Polițiștii au intervenit pentru a-l prinde pe tâlharul care a încercat să fugă. Copiii au avut un aport însemnat în prinderea hoțului, ei îndemnându-i pe adulți să sune la 112. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Poliția. Poliția că a prins hoț? Da. Mi-a plăcut fața aia cu polițistul și hoțul că l-a prins. Ai mai văzut așa ceva? Nu, n-am mai văzut așa ceva. Dar la teatru de păpuși ai mai fost? Da. Când a venit hoțul și a furat sacul și damigeana. Mi-a plăcut când hoțul a luat damigeana și geanta. Poliția l-a prins. Distracția a fost întoi, iar surprizele nenumărate. Secția regională de poliție transportul Galați a organizat o activitate complexă, pot spune, cu privire la ziua de 1 iunie. De fapt, mâine va fi. În această activitate am avut ca parteneri Teatrul Bursticel din Brăila, regionala CFR Călători Galați, CFR Infrastructură, precum și Primăria Galați. Ce s-a întâmplat în timpul pieței de teatru? În timpul piesei am avut un moment specific polițienesc, organizat de noi, dar cu sprijinul regizorului de la această piesă. Se fură un obiect din recuzită, este urmărit și în cel din urmă prins și cu ajutorul copiilor, care indică unde se ascunde hoțul. E un lucru inedit în România. Din câte știm, și știm, zic eu, destul de sigur, pentru prima dată într-o gară din România se organizează o piesă de teatru. La finalul piesei de teatru, copiii s-au bucurat de o ploaie cu baloane.